Salutare dragii mei și bine ați venit pe canalul O Pictură pe Zi. Eu sunt Albert și astăzi vreau să pictez și vreau să vă arăt cum se pictează și sper eu să pictați și împreună cu mine un iepuraș, pentru că tot ne îndreptăm spre Paște și pentru că iepurașii sunt ceva foarte tematic și foarte frumos acum de Paște, care ține o păpădie. Păpădia care este, din punctul meu de vedere, o floricică așa de primăvară, începe să apară, ușor-ușor, galben, împiși pe colea prin iarbă. Înainte însă de orice altceva, vreau să vă spun ceva foarte, foarte, foarte important și anume să apăsați butonașul de like dacă ceea ce fac eu vă place și vreți să continui să postez și să creez astfel de tutoriale. Am observat că mulți dintre voi care mi urmăriți clipurile nu sunteți abonați și v-aș ruga să vă abonați, nu vă costă nimic și de asemenea puteți să vă dezabonați, să vă răzgândiți oricând dacă ceea ce fac eu nu vă mai place. Iar pentru cei care vor să mă susțină cu bănuți, aveți acolo lângă butonul de abonare un buton de alătură-te, practic puteți deveni membri pe platforma YouTube, ai canalului meu și puteți să mă ajutați în fiecare lună cu o sumă modică să pot să-mi achiziționez materiale și să pot să continui să postez și să creez mai mult pe această platformă și de asemenea vreau să mulțumesc membrilor care deja mă ajută de foarte mult timp. Mare parte din tot ce fac e datorită vouă și cu ajutorul vostru pot să continui să creez tutoriale în limba română pentru toată lumea gratuite pe YouTube, pe YouTube-ul românesc. Așa. Acestea fiind spuse, haideți să ne întoarcem la oile noastre să... în cazul ăla iepurașii noștri și să vă spun ce folosesc. Am un carton pânzat de formă ovală, le găsiți în comerț, dacă nu puteți să pur și simplu să folosiți o foaie de hârtie sau ce aveți la îndemână și să faceți cu forma de ou. Că asta e ideea, forma este de, ca de ou de Paști și practic este un ou de Paști cumva pictat cu un iepuraș pe el. Am făcut schița mai întâi în creon. Schița e posibil să vă dea un pic de bătaie de cap, dar nu trebuie să vă iasă iepurașul cum e și mie. Ideea este că pe măsură ce desenați, ce pictați, mâna începe să se obișnuiască, creierul începe să învețe mișcările și de la o zi la alta, cărămidă cu cărămidă, ajungem să ne dezvoltăm această abilitate. Am început, avem acolo în stânga culorile pe care le folosesc, le-am scris eu pe o foicică, sunt toate culori acrilice, le diluez cu apă când e nevoie, de exemplu aici la fundal, am diluat destul de mult cu apă ca să întind această culoare pe tot fundalul și pensulele sunt din păr sintetic pe care le folosesc. De obicei când schimb pensula o arăt la cameră, așa că fiți atenți acolo la cameră când schimb pensula că o să vă arăt și numărul și alte detalii care mai sunt scrise pe ea, pe pensula. Și cam atât cu materialele pe care le folosesc. Putem să începem picturica de astăzi. Am făcut mai frumente schița, apoi colorez pe lângă schiță fundalul cu această culoare neutră. Voi puteți să folosiți și altceva, puteți să folosiți un bleu, puteți să folosiți un lila, puteți să folosiți ce culoare vreți voi, un roz deschis. Aș vrea ceva deschis totuși la culoare, ceva pastelat, ceva deschis aș recomanda, dar poate să fie orice. Și după ce am terminat de colorat fundalul și s-a întărit, adică s-a uscat, practic, vopseaua acrilică pe pânză, pânză care este carton pânzat. Nu v-am spus, este pânza de bumbac întinsă pe un carton, se cumpără din comerț, la magazinele de artă și este o variantă mai ieftină a canvasului. Așa. Și după ce se usucă tot fundalul, începem să colorăm, practic, iepurașul cu diferite tonuri de maro. O să vedeți cum fac eu acest lucru, iar la final de tot cu o pensulă fine liner, o pensulă foarte fină cu vârf ascuțit, o să facem firicelele de păr și conturul la păpădie și la frunza ei. Și cam asta e tot ce am vrut să vă spun, cam așa sunt pașii, o să vedeți pur și simplu pe ce vorbesc pe măsură ce urmăriți videoclipul. Eu am fost Albert și vă rog să-mi trimiteți pe Facebook, aveți acolo un link în descriere, pozici cu lucrările voastre. Mă bucur foarte mult când văd pozici după lucrările mele făcute de voi, indiferent cum v-au ieșit, nu există pictură nereușită, nici pe departe. Dacă aveți întrebări, păreri, sugestii în comentariile de mai jos, la fel vă aștept cu drag să vă răspund la întrebări și să vă dau multe, multe, multe inimioare. Și ce pot să vă mai urez decât sărbători frumoase de Paște, luminate, fericite, alături de cei dragi, să rămâneți inspirați, rămâneți sănătoși și vă urez mult, 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 mult spor la picturii. Eu am fost Albert și vă urez în continuare vizionare plăcută!